Salutare, oameni buni! Ne regăsim la Interviews for Hope, interviul pentru speranță la televiziunea M9 TV. Suntem la izvorul Mureșului, cum am mai zis. Am început o serie de interviuri în această frumoasă stațiune, în Harghita. Și oamenii pe care îi aducem în fața dumneavoastră sunt deosebiți. Povești uimitoare chiar, nu exagerez. Pentru că eu cred că lumea e sătulă de valori false și de oameni care nu au nimic de spus. De aceea noi aducem în fața dumneavoastră oameni care au puterea asta de a fi oameni, de a fi patrioți, de ce nu, și de a fi de ajutor țării și comunităților din care fac parte. Astăzi l-am invitat pe domnul Avram Fițiu, care este conferențiar la USAMV în Cluj-Napoca. Avram, bine ai venit la noi! Bine te-am regăsit! Mă bucur că ne revedem, Avram. Poveștile tale din trecut pe care mi le-ai spus au fost absolut deosebite. Spune câteva cuvinte despre tine. Un copil de la țară, din județul Sălaj, care la 3 ani, având un tată ciurdar la bivoli în sat, în satul campion la numărul de bivoli din România, cu peste 850 pe vremea respectivă, am trăit într-un sat undeva prin Sălaj, Marin îi spune satului, de la 3 Marin? Ani, Marin. Marin. Satul Marin. Marin, așa. De la 3 la 18 ani, 15 ani am trăit într-o ciurdă de bivol. Și eu am trăit în ciurdă de bivol. Ca și copil al ciurdarului, să zicem. Mama deloc este din Fântâna, județul Brașov, și Brașov și Sălajul, cred că aveau județul și mai mult. Cea mai degradantă meserie privită pe vremurile respective de către societate, față de meserile nobile, cum erau cele de instalator, de muncitor în industrie, în Zalău. După care am ajuns în Zalău, am muncit ca bobinator de motoare electrice și apoi regimul comunist a decis ca cei mai tineri angajați din întreprindere să-i trimită în Valea Jiului. Wow. Iar eu am refuzat. Și atunci singura variantă de lucru care îmi mai rămânea era să intru la facultate. Și am ales orticultura de la Cluj. Aveam 3 luni în față, concurență foarte mare de 25 pe un loc. Atunci se făcea competiție mare. Da. Și aveam de ales, în momentul respectiv, când ai refuzat sistemul, varianta următoare era să te concentreze. Se chema concentrare, te îmbrăca în haina militară și chiar dacă ai făcut armata și te trimitea apoi în locuri mai speciale, gen Casa Poporului sau în Delta la Șerpi. Wow. Și atunci, între varianta Delta cu șerpăria sau mina. Casa Poporului, mina era prima variantă, cea blândă. M-am avut de ales și a trebuit să intru la facultate, am intrat cu prima medie din concurs, așa era de mare presiunea, era pe muchie de cuțit și n-aveam voie să greșesc. După care, sigur, ajungând în agronomie, am rămas în sistem, conferențial astăzi, conduc un master de limbă franceză, agricultură și schimbări climatice. Uh-huh. Norma mea este mare parte în franceză, predau cursuri de politică agricolă comună, wow, agricultură ecologică, tot ce înseamnă, să zicem, componente de politici publice în domeniul agriculturii și mediului. Cam asta ar fi, să zicem, în linii mari. Sună important. Și Avram, eu știu că tu ești expert în oierit. Hai să începem să povestim un pic despre toată povestea asta, că este absolut fascinant. Expert nu. Iubitor, nu pentru că aș supăra... Dar cunoscător. Aș supăra profesorul de oierit de la agronomie și asta nu-mi permit. Cunoscător. Nu. Pasionat. Pasionat înseamnă că în ultimii 10 ani de zile, de când mi-am descoperit această pasiune, toată tinerețea mea a mult oi. Dar de la mult de oi la te interesat de oierit din punct de vedere geopolitic, geocultural, e un salt pe care l-am făcut și acum 10 ani de zile am decis să mi-l asum. Și am luat Europa împreună cu familia la pas, în primul rând Balcanii, și am întâlnit românii din Balcani, din Macedonia, din Albania, din Grecia, wow, Bulgaria. După care, în ultimii 6 ani de zile, m-am dus un pic mai spre nord, înspre Polonia, Slovacia și Cehia, și în ultimii 6-7 ani, de chiar mai bine, din 2015 fac Polonia, Slovacia, Cehia, de când organizăm împreună cu urmașii valahilor de acolo, din aceste 3 țări, organizăm evenimente culturale în aceste 3 țări. O lume nouă, necunoscută de către poporul român,
Și unde am dus peste 400-500 de români, de la țărani, academicieni, primari, prefecți, deputați, în sfârșit, tot ce am găsit ca români interesat de a cunoaște o latură a neamului românesc, necunoscută astăzi, pe care a identificat-o prima dată Teodor Burada în 1894, celebru muzician, când, ajungând la un sanatoriu în zona Ceoslovaciei pe vremea respectivă, a făcut o cură cu zer și zer de oaie. Și a întrebat și el de unde vine zerul și a spus de la niște valac din munte. Și zice, ce valac, eu-s valac, spunea Burada. După Burada, în 1995, regretatul profesor Șișeștean de la Zalău, un moroșan profesor la Zalău, a studiat sociologic două, trei comune din zona Slovaciei, Zdiaru în primul rând, pe drumul dintre Povradu și Zakopane, Povradu fiind capitala valahilor din Slovacia, iar Zakopane fiind capitala valahilor din Polonia. Și pe drum sunt două, trei localități foarte frumoase, stațiuni montane astăzi, după care eu în 2013-2014, văzând un reportaj la televiziune în care o turmă de oi de la Brașov refăcea traseul Transumanței de cândva, de acum sute de ani din istorie, mi-am zis, trebuie să ajung acolo. Și de aici a început periplul meu prin zona de Carpați Păduroși. Povestea ta sigur o să prindă și oamenii o să afle ceva special. Spune, te rog, cum poate oieritul să ne salveze pe noi ca nație, economia noastră, respectul în lume, pentru că îmi spune niște lucruri foarte interesante. În primul rând, oieritul, dacă îl iei din punct de vedere istoric, eu m-am ocupat de introducerea Transumanței în UNESCO și dacă am un merit în Ministerul Agriculturii acum 3 ani de zile sau am avut un merit, a fost cel de a iniția și de a duce procesul până la capăt. Suntem astăzi în faza în care în septembrie se va anunța oficial introducerea Transumanței în UNESCO. Bun. Este primul pas pentru a putea să îi dea o șansă acestui sector să renască, ca și pasărea Phoenix din propria cenușă. Astăzi, oieritul din România este în fază finală de degradare din punct de vedere socioeconomic și cultural. Și atunci m-am dus peste acești oieri din aceste țări să văd cum trăiesc. Ori astăzi, în 2023, oierul valah din Polonia, din Cehia și din Slovacia are bună stare materială, își asumă propria identitate din punct de vedere cultural, ceea ce oierul rămas acasă în România de astăzi nu-și mai asumă. Puțin oier își mai asumă. Le rușine la mulți. Nu neapărat. Nu. Când nu știi cum te cheamă, nu știi cine ai fost în istorie, nu știi să te comporți, nu știi să te îmbraci, nu știi să-ți asumi niciun element de statut social, economic sau cultural al meseriei tale. Și atunci, ce am văzut acolo? Am văzut că oamenii respectivi, cum spuneam, au o bună bunăstare materială față de polonezul de rând, care e om de câmpie. Iar un om de câmpie niciodată n-a dat o civilizație în afară de cea din zona sumeriană, la nivel european. Nu avem un exemplu de civilizație a câmpiei. Luncă, de fapt, că acolo era luncă, da, de fluvii. Nu avem o civilizație a câmpiei la nivel european, avem doar o civilizație montană, iar noi suntem un neam care suntem rezultatul unei civilizații montane. Un om de la munte trăiește un mediu mult mai ostil, trăind într-un mediu mai ostil, în care lupul, ursul îți fasonează existența, iar ca oier, vrând nevrând, sunt cei doi factori majori cu care va trebui să creezi un echilibru în natură, ca să poți gestiona resursele din natură, atunci tu te-ai dezvoltat în acest perimetru. Ori, prima dimensiune pe care eu am văzut-o în Polonia, Slovacia, Cehia, oieritul este că vorbim de un sector de activitate în care oile nu stau într-un loc, ci merg zeci, sute de kilometri până în Crimea, până la Bug sau dincolo de Bug, iar în Polonia până în Carpații Păduroși, împinși de tătari, de turci, de valurile istoriei, ți-ai luat averea mobilă și având o viteză de înaintare de 20 de kilometri pe zi față de un val migrator sau față de un val războinic turcesc, erai cu 10 km în față, un val migrator are 12 km viteză de înaintare cu tot puhoiul, avea pe vremea respectivă, în timp ce oaia în transumanță face 20. Mai mult inteligența
Transumanța îi face ca plimbarea acestor roi să fie făcută noaptea când e răcoare și atunci viteza este foarte mare față de ziua când e cald și ele, fiind cu blană, au o problemă de, să zicem, de înaintare în timpul zilei. Ei, plecând de la o astfel de abordare, am înțeles că oamenii aceștia își asumă propria identitate și în momentul când te duci într-un sat de valahi din Polonia sau din Cehia, prima întrebare este aceea: de unde vine, din ce sat vine din România de astăzi? Au plecat din Gorj, au plecat din Buzău, au plecat din Bucovina și te uiți la straile lor și dacă ai minime cunoștințe legate de etnografie, vei înțelege cam din ce zonă au venit. Clar. Mai au vocabularul, în vocabularul lor cam 800 de cuvinte în limba română, tot ce este vocabularul oierului, și vei avea în față un interlocutor care are nume românesc, îl cheamă Cohuț, de exemplu, un nume extrem de întâlnit în zona Hațecului, în zona Bihorului, dar care îți vorbește într-o limbă polonă, română stricată, cu 4.000 de cuvinte poloneze și 800 de cuvinte românești, încât tot la treilea cuvânt auzi ceva care are legătură cu oaia, că se cheamă brânză. Așa pronunță și ei. Se scrie brânză. Bun. Și când auzi, în Polonia, bineînțeles, și în Cehia și în Slovacia, găleată, adică tot ce înseamnă limbajul oieritului a rămas acolo ca vocabular. Incredibil. Și atunci, sigur că da, îi vezi sportul popular, îi vezi în semnele culturale, și anume, nu poți intra într-o casă de valac din Polonia fără să vezi că are bucium în casă și că știe să cânte în bucium, în tulnic, în fluier. Nu poți să intri într-o casă de valac fără să îi întrebi pe copii ce școală de muzică fac, obligatoriu trebuie să facă fluier, cimpoi, caval. Și învață cântece vechi românești? Îi trimit la școală de muzică pe aceste trei instrumente, patru instrumente de bază care sunt ale oieritului. Și muzica specific. Lor specifică? Numai este, este muzica lor, care sigur că a suferit influențe majore după 5-600 de ani. De exemplu, familia Cohuț, care este liderul valahilor din Polonia, cu care eu lucrez de peste 7-8 ani de zile, familia respectivă a plecat din Hațec prin secolul 14, au ei mențiunile istorice 1300 și ceva, 1400, vorbim de peste 600 de ani, 700 mâine pe mine, și evident că influența muzicii slave asupra muzicii de bază și-a spus cuvântul, în schimb au rămas traiele aproape la fel, adică dacă te uiți pe țarii din zona Coniacov, Conac îi spune satului, o să vezi că este exact simbolul păuniței pe care l-ai pe țarii din Gorj. Păunița fiind simbolul nemuririi la daci, evident că l-au păstrat și astăzi în 2013 și este principalul simbol. Iar ei nu îi spun păuniță, ci spun păjuniță. No, bun. Dacă știi un pic de transformare lingvistică, vei înțelege rapid să elimini terminațiile, să zicem, poloneze, încât să vezi rădăcina cuvântului foarte ușor de înțeles. Deci asta vis-a-vis de statutul lor, să zicem, din punct de vedere cultural, economic am spus, din punct de vedere politic dețin puterea politică în aceste țări de sute de ani. Mi-ai spus chiar un fost președinte polonez. Și actual președinte al Poloniei, îl cheamă Andrei Duda și vine din capitala valahilor din Zacopane. Și de origine română? Bă, nu română, este de origine valahă, la 1400. Da, adică a plecat din Transilvania, a plecat din Transilvania sau undeva din sub... Actualul președinte al Cehiei se numește Petru Pavel, generalul Petru Pavel, general, fost general NATO și care este din Meziriciu Românesc, din capitala valahilor din Cehia. Dar au dat un interviu în care vorbesc despre chestia asta? Nu, ei personal sau nu, pentru că, în primul rând, un om politic nu face treaba asta, pentru că altfel nu este ales. Se identifice cu țara. Da, se identifice cu țara, dar el este dintr-o comună complet valahă, se cheamă Meziriciu Valah, îi spune, Meziriciu Românesc, îi spune noi, adică e capitala valahilor din Cehia. Elita lor știe de unde vine. 90% din trei valahi sunt undeva la 450.000 în Cehia, sunt 200.000 în Polonia, peste 300.000 în Slovacia. Poporul, deci poporul nu știe cine sunt și te privește ca român, ca un individ dintr-o țară de mâna a doua, dar elita lor cu care noi lucrăm, adică tot ce înseamnă muzicologi, muzeografi,
oamenii politici știu foarte bine. Mi-amintesc de un dineu în 2014 care l-a dat în cinstea delegației române fostul președinte al Poloniei. Eu conduceam delegația română, aveam în delegație un prefect de Maramureș, pe Anton Rohian, aveam vreo 12 primari din Maramureșul istoric, ce mai, oameni de cultură din Maramureș, eram vreo 50 de maramureșeni în delegația respectivă și din restul din țară eram vreo 100. Cum cheamă pe fostul președinte? Care era exact? Pe vremea respectivă era Comorovski. Era pe vremea, în 2014. Nu știam că este valah, între timp am aflat că este valah, dar la momentul respectiv, când am avut dineu și eu stăteam față în față cu el la dineu și am discutat despre povestea Moldo-Valah, Maramureșano-Valah, cum a ajuns valah acolo, pentru că festivalul era la Lăpușna, în sudul Cracoviei. O comună... Lăpușna? Un nume de-a dreptul polonez. Românii nu știu despre toată povestea. E vorba de cele 498 de sat foste moșii ale drăgoșeștilor, ale movileștilor din sudul Cracoviei. Pe vremea respectivă, când ajungeai domn în Moldova, tu, Simion Movilă, mai aveai 30 de sate în sudul Cracoviei, unde te retrăgeai când pierdeai domnia. Că în momentul când pierdeai domnia, riscai să-ți pierzi capul, religia și averea și titlul de nobil. Și atunci, automat, ca să poți unelti ca peste 3-5 ani să te reîntorci în domnie, trebuia să te întorci într-o zonă în care ai avere, ai satele care îți aduceau veniturile și unde împreună cu polonezii uneltei să te întorci ca să reiei din domnia. De-aia povestea aia cu Moldova și cu Leșii avea o bază în sudul Cracoviei, toate aceste sate ale drăgoșeștilor în special, o parte a bogdaneștilor și multe sate a movileștilor și alte mari familii din Moldova și Maramureșul istoric. Idem, aceeași poveste, ai peste 400 de sate în Moravia Valahă din Cehia, cea mai mare regiune de Valah este în Cehia, îi spune Moravia Valahă, a fost până acum câțiva ani regiunea administrativă care s-a chemat. Deci nu Slovacia, Cehia. În Cehia, pardon, da. Nu vorbim de Cehia acum, da. În zona Meziriciului, așa îi spune capitale, Meziriciu Valah. E de la Mizilic, cumva numele? Nu știu, n-am studiat asta. Okay. Lângă Roznov, unde avem cel mai mare muzeu valah din Cehia. Deci există muzeu valah acolo. Cel mai mare muzeu. Chiar acum avem o delegație care pleacă în 24 august de 3 fotografi din Bihor care pleacă să filmeze, să fotografieze pe valahii din Cehia. Deci în ce oraș? Roznov este orașul mai măricel. Un cei fel, care se uită, poate, un fel de toplița, să zicem. Poate ajung să meargă să viziteze, da, este, românii noștri. N-avem noi niciun muzeu în România cu așa număr de turiști, cum are Roznovul un oraș precum Toplița. Serios. Da, adică numărul este singurul, că ei au trecut de la muzee pasive la muzee active, în care în fiecare casă pe care o vizitezi, acolo ai olarul, viticultorul, care costumele. acolo trăiește. El acolo trăiește, nu locuiește, nu dorme acolo, dar merge la servici, plătit de către statul respectiv, să meargă la servici, să-și facă treaba și să aibă o abordare interactivă în care vizitatorul intră în legătură, intră în curtea lui, discută, pune mâna pe o roată de olar și face și el împreună cu olarul obiectele respective, adică e o abordare interactivă, așa au retrezit la viață muzeele, se cheamă muzee vii, față de muzeele astea, care sunt muzee moarte, la care te duci, te uiți și dacă ai parte de o explicație, e bine, dacă nu, te duci mai departe. Muzeu interesant. Și atunci un muzeu, de exemplu, din Roznov, muzeul valah din Roznov, are cu siguranță mai mult de 2-3 ori numărul de turiști pe care îl are Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, de exemplu. Avram, a fost vreo televiziune din România să facă vreun reportaj, vreun documentar despre acești români din Roznov? Am avut discuții cu mai multe televiziuni, dar încă nu s-a consumat niciunul dintre proiecte care l-am discutat. Se pare un subiect incredibil. Da, numai că fiind un subiect așa de necunoscut de către publicul din România, de către omul de istorie din România, chiar de istorici, de către oamenii politici care pur și simplu au uitat că au acolo un milion de oameni care au plecat din Transilvania, mare parte dintre ei în secolul 14, 15, 16, printr-un fenomen foarte interesant, care ar trebui să ne dea de gândit. Fenomenul se numește colonizarea valahă. Ca să poți exploata munții respectivi în secolul 14, 15, 16, tu, Matei Corvin, la solicitarea nobililor din zona respectivă din Cehia, care era în teritoriul Coranei, trebuia să îi trimiți
o categorie de indivizi care să știe să stea în munte fără să-i fie frică de urs și de lup, care să știe să lucreze lemn, nu să, să facă casă din lemn. Ori în tot imperiu, singurul neam care știa să, care avea aceste trei atribute era oierul nostru din Carpați. Și care nu avea problemă să stea în munte, nu era speriat de urs și de lup. Și atunci au început colonizări masive ale regilor Ungariei, făcute de regii Ungariei, pe vremea respectivă, în aceste regiuni. Este prima formă în care ei au ajuns acolo, după care tătarii au împins și ei oierii mai bogați cu 2000-3000 de oi, apoi tătarii turci, tot ce înseamnă, în 1241, de exemplu, îi au împins, pe cine îi împingeau? Nu îi împingeau pe cei care aveau 3 oi, îi împingeau pe cei care aveau ce să apere. O avere mobilă de 2000-3000 de oi, nu puteai să o lași în fața turcului, că turcul știa că mănâncă oaie. Dacă aveai vaci, aveai un alt statut, dar dacă întâmplător aveai oaie, aveai deja o primă problemă, pentru că erai furnizor de materie primă pentru armata inamică. Și atunci plecai cu oile. Practic ai avut acest moment de colonizare valahă, când ajungi la familia Kohuts din Conac, de exemplu, din sudul vestul Cracoviei, în Silezia poloneză, este Coniacovul. Când ajungi acolo, vezi frumos, te așteaptă pe casă, titlul mare, colonizarea valahă. Adică scrie. Noi știam, exact. Cu toate imaginile lor. Cum au plecat ei cu harta la 1400, cum au plecat ei de la Brașov, cum au plecat Hațec, fiecare din ce zonă. Incredibil. Și atunci, stai, te întreb, cum nu știam noi că suntem un neam pașnic care am stat locul și noi n-am mers peste alții? N-am mers. Doar că pe vremea respectivă în imperii, singura meserie care depășea granițele nu erau văcarii, nu erau informaticienii, că n-aveam pe vremea respectivă, ci erau oierii prin transumanță. Și atunci, practic, ai de a face cu o categorie socioprofesională mai specială, care, ca să mergi dintr-o țară în alta, trebuia să știi limba, deci automat cunoșteai limbi străine. Doi, trebuia să ai caracter de comerciant, pentru că în transumanță făceai act de comerț, duceai sare, duceai tot ce avea teritoriul tău și aduceai înapoi acasă. Motiv pentru care, de exemplu, turcii, pe via Ignația, pe drumul mătăsii european, între Istanbul, ca să coborăm un pic la românii din sud. Pe Bulgaria în sus. Da, ai, de exemplu, celebrul traseu al drumului mătăsii până la Veneția și chiar mai departe până în zona Marsiliei, dar să vorbim de Veneția ca punct terminus, pe via Ignația, actuala autostradă, nu știu cât este, A1 parcă, care pleacă de la Salonic, mă rog, Istanbul, Salonic și merge către prin Veria și merge prin Bitolia, prin tot ce înseamnă puncte de reazem ale a românității din Balcani. Ei bine, acolo, singurul neam în istoria Europei care în vremuri de pace a avut dreptul să poarte armă și în Polonia și în Balcani a fost oierul a român sau oierul valah. De ce? Să avea armă efectiv. De ce? Pentru că în transumanță și în comerț, cu o caravană de comerț, când transportai toată averea de la Istanbul a pașalelor otomane, trebuia să ai armă pentru a putea să aperi caravana de brigazi, de tot ce însemna răuvoitorii zonei. Mai ales în acea perioadă. Și atunci, practic, singurii care au avut dreptul sute de ani în Imperiul Otoman să poarte armă în vremuri de pace erau oierii români. Și ei totdeauna au fost în înțelegere cu turcii față de bulgari, de greci, care au trăit drame teribile și astăzi românii din România, macedonii din România, au simțăminte extrem de pozitive față de otoman. De ce? Pentru că otomanul mâncând oaie, carne de la nu putea ei, să omoare oierul. Exact. Trebuia să și-l supună, dar nu să-l omoare. Motiv pentru care în Balcan, că acum trec din Cracovia în Balcan, singurile sate din Balcan, unde astăzi tu nu ai moschei după 500 de ani de cotropire otomană, satele de români. Incredibil. I-a lăsat în pace. Absolut. Iar unul dintre sultanilor, Ibrahim, cu numele de Avram, de-al meu, care a fost o vreme alungat de către Imperiul Otoman și stat ținut de către un oier la stână, le-a dat privilegii foarte mari, Ibrahim acesta, când a ajuns sultan. Ei, revenind în Polonia,
Când vorbim de românii în Balcani, când vorbim de valahii din Polonia, ce constați? Că joacă o dimensiune politică astăzi, de sute de ani. Importantă. Că joacă o dimensiune economică majoră și ei sunt bogații acestor teritorii de sute de ani, că joacă o dimensiune filantropică și ei sunt mari filantropi, aș da câteva exemple. Tot ce înseamnă Ateneu, din Atena până în Budapesta, până în Viena, până în Veneția sau în sudul în Balcani, ca să te poată accepta sistemul politic în Austria, dau exemplul lui Dumba, opera din Viena, este dată cadou de către boierul Dumba, a românul Dumba, bancher imperial, a cincea dimensiune este cea de oier bancher. El a fost bancherul imperiului, avea mai mare putere la 1700 decât Rothschild. Rothschild era un mic băiețel pe lângă Dumba din punct de vedere financiar. Rothschild a osărit după 1800, după povestea de la Waterloo, dar înainte era Dumba. A dat cadou statului ca să poată să primească titlul de baron, să-l accepte ca minoritar în imperiu. Deci când te duci la astăzi pe Dumba Strasse, este opera din Viena, trebuie să știi că Dumba este un oier. A român. A român. Când te duci astăzi la Atena, vei vedea că Ateneul, opera, Politehnica din Atena sunt opere filantropice ale lui Averof, ale lui Tușița. Mari oieri filantropi. Românii știu, macedonii știu despre... Da, toți. Dacă vorbești cu Halep sau cu Hagi, îți vor spune tot. Nu, serios, ești cunosc toate. Păi și Goșdu, bineînțeles, evident. A cincea dimensiune sau a șasea este cea religioasă. Și valahii din Polonia și românii din Balcani au o legătură super. Acum, în Polonia, numai pentru că i-au catolicizat cu forța. Când a venit Wallenstein, cum a venit Bucov în Transilvania și a catolicizat cu tunurile, și-au distrus sute de mănăstiri, biserici, așa a făcut Wallenstein în războiul de 30 de ani, între 1618 și 1648, când au omorât peste 100.000 de valahi. Incredibil. E povestea de războiul ăla de 30 de ani, în care Danemarca, Suedia, țările neoprotestante, erau în bătălie cu Austria și atunci i-au adus în fața bisericii și au spus cine rămâne ortodox moare și au ciurit 100.000 de, de valahi care n-au acceptat să treacă la catolicism. Incredibil. Și au împușcat în fața bisericii. Cine a zis trec la catolicism a rămas în viață. Incredibil. Ai o statuie care amintește de povestea asta, de pogromul acesta, din războiul de 30 de ani, în centrul Zacopane, chiar pe aleea principală, undeva derivată din aleea principală din Zacopane. Explică pogromul făcut de austrieci împotriva valahilor în războiul de 30 de ani. Incredibil. Incredibil. Absolut sigur. Să sunt elemente de istorie. Și atunci, practic, ai cel puțin 5-6 dimensiuni militare, economice, pe care i-au jucat. Dimensiunea militară este foarte importantă pentru că și în Balcani și în Carpații Păduroși, valahii și românii, fiind stăpânii munților, stăpânii trecătorilor, imperiul le-a dat ce ca și acțiune militară? Să păzească trecătorile. Și le-au creat un statut de grăniceri care în Polonia, Cehia se numește forțaș ca și statut. Adică erau oameni de munte, cunoștea ultima cărare de munte. Nu puteai să iei un om de câmpie, un polonez din câmpie, să-l pui să apere o trecătoare în munte, când ăla, când auzea ursul, îi crepa inima el. Bineînțeles, da. Deci puneai un om de munte, pentru care ursul e un câine care îl dai mai încolo. Adică, din punct de vedere mental, nu te sperii tu muntean de urs, cum se sperie astăzi un om din câmpie dacă îl pui în fața unui urs. Clar. Și atunci, practic, ai dimensiunea militară, ca să rezum, ai dimensiunea economică față de popoarele lor în care ei s-au integrat sau au fost asimilați, cum este cazul în Polonia, Slovacia, Cehia, sunt în ultima fază de asimilare, să zicem, culturală. Deci dimensiunea economică, militară, religioasă, extrem de puternică, dimensiune filantropică, dimensiune bancară, specializat pe zona bancară, dimensiune de mari comercianți, sute de ani, a românii din Balcani au fost supranumiți evreii Balcanilor. Și au bun la afaceri. Bun la comerț. La comerț, adică fiind șef de caravană. Da. O caravană însemna
10.000, 20.000 de oi cel puțin, însemna cel puțin 1.000 de măgari care transportau aur, care transportau obiecte de artizanat, mătase, tot ce venea din Istanbul, da, 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 și care mergea către Veneția și se întorceau înapoi cu ceea ce venețienii știau să facă, foarte multă argintărie în sfârșit. Erau renumiți pe această direcție. De aceea, marile case de business ale Europei de astăzi, o să dau doar două exemple, care vin din familii de români, Casa Gucci și Casa Bulgari. Nu, serios, n-am știut. Păi Gucci, te duci în Constanța, câte hoteluri Gucci găsești în Constanța? Nu știu. Câteva. Nu, serios, și nume păi a de român, Gucci. Vorbim de familii de români, bineînțeles, sau bulgarii. Constantin Bulgaru, de exemplu, el a trăit la Trieste. Constantin Bulgaru, care a creat marea casă, care astăzi e celebră la nivel de vizitări, la nivel mondial. Da, adică vorbim de oameni în care luxul, bogăția sunt sinonime cu statutul lor social, de oier. De aceea astăzi, un oier din România, un machidon, nu e nicio rușine să-și afirme statutul de bază, cel de oier, chiar dacă astăzi are business-uri în alte domenii, dar... Deși Becali are oi. Nu o să luăm exemplu chiar pe Gigi, hai să luăm pe Hagi, să luăm pe Halep, să-i luăm pe alții. Pentru ei, Caramitru, de Caramitru, exemplu, da, Caragiu. Bunicul lui Caramitru avea 10.000 de oi în 1910. Știu că am văzut un interviu despre... Când am fost, de exemplu, când am fost în Aminciu, am făcut și eu o greșeală necunoscând istoria. Mi-am cumpărat o cârlibană, un cârlic cu care știi, cu care prinzi oaia. Îi spune cârlibană, din orice magazin. Da. Și acolo, într-un sat de români, au o caracteristică importantă, și anume aceea că au o zonă, un fel de zonă sacră, în care nu intri decât turistul intră în mod inconștient, dar ei, a românii, au niște reguli pentru acea zonă centrală, piațeta centrală, unde ai un platan mare, fiecare sat de români, ai un platan în jurul căruia se dezvoltă viața socială și culturală a societății. Acolo se întâmplă evenimentele culturale în această piațetă. Și eu, neștiind, fiind piațeta centrală, toată lumea intră acolo, toți turiștii, m-am dus cu cârlibana. În momentul ăla văd trei oameni mai în vârstă, se îndreaptă hotărât către mine, zic, ăștia vin să mă bată. Așa era de hotărâți. Și vin și îmi vorbesc într-un dulce graia românesc, câte oi ai, mă întreabă. Exact cu... Așa, exact așa. Câte oi ai? Și eu răspund în limba mea, el în limba lui, eu zic 18, pe vremea aveam 18 oi. Zice, hai cu noi, aici n-ai voie să intri decât dacă ești român sau român, decât dacă ai 2000 de oi. Dar unde scrie? A, nu scrie. E nescrisă istoria asta. Și am stat pe bancă cu ei vreo 3 ore să-mi explice ce înseamnă să fie român. Altfel mi-a vorbit despre Caragiu, despre Caramitru, despre toți mari, Carada, tot ce începe cu Cara, Carada, fostul mare guvernator al Băncii Naționale. De la Craiova, adică, deci tot ce înseamnă cuvânt, nume de român care începe cu Cara și nu numai, Novac, sau marile familii de macedoni, de români. Și atunci ce îți dai seama? Îți dai seama că de fapt tu astăzi, ca să revenim la oierit, ai de reconstituit o istorie cu cel puțin 5-6 fațete ale oierului pe care astăzi nu le cunoaște oierii din România, nu și le asumă. Și nu și le asumă din punct de vedere cultural. Și primul șoc pe care l-am trăit în Polonia, că vezi că pendulez între Polonia și Balcani, primul șoc care l-am trăit a fost legat de brânză. Nu numai că se cheamă brânză ca la noi, dar brânza respectivă este brânză ca obiect cultural. Nu-i brânză. Adică poți să o mănânci, dar pe ea ai marcat, deci este obținută brânza într-un tipar de brânză, într-o matriță din lemn de brânză și pe exterior îți rămân imprimate motivele populare de pe straile tale populare din Gorj sau din Buzău, de unde ai plecat, sau din Brașov, cu numele familiei. Adică brânza deja capătă o valență culturală. Ca atare, oierii din Polonia și românii din Balcan nu vând brânză, ci vând brânză ca obiect cultural. Ridicarea unei țări, a unei comunități. Absolut. Îmi spuneai, și atunci, Coreea de Sud. Exact. Să ajungem și acolo. O să ajungem și acolo imediat, da. Pentru că asta fac ei în mod inconștient, fac treaba asta. Să ajungem, îți dai seama. Îți dai seama că, de fapt, ca să poți retrezi
din punct de vedere economic, un sector de activitate cum este cel al oieritului, trebuie să cunoști aceste valențe pe care tu le-ai avut ca strămoșii te-au avut în istorie și pe care astăzi le întâlnești doar la muzeu, dacă știi ce să cauți. Matrița aia de brânză. Am dus cu mine peste 100 de oieri în ultimii 7-8 ani în Polonia. Au venit de acolo cu sute de euro plătiți, au cumpărat matrițe de brânză și am zis, mă, nu cheltiți banii de pomană. Mergeți în primul muzeu din Câmpul Lung Moldovenesc sau din Sibiu sau din Cluj. Aveți acolo în muzeu matrița, o dați la primul meșter să vă facă imediat. Și spui tu motivele de pe straile tale populare, nu din alt județ. Exact, exact. Ei, de fapt, ai atins un subiect important, se numește val cultural. De fapt, oierii noștri în istorie, și din Balcan, și din Polonia, din zona nordică, de Carpați nordici, au construit, fără să-și dea seama, elementele structurale ale unui val cultural, pe care astăzi, cel puțin 4 țări în lume și la sumă, din punct de vedere cultural și economic, vorbim de Statele Unite cu un fenomen urban numit Hollywood, vorbim de Coreea de Sud, campioana mondială pe cultură. Vreau să vă vorbesc un pic despre partea Hollywood. Hollywood. Au schimbat o literă și spun Hollywood. Eu sunt francofon, poate nu pronunț bine, dar Hollywood, foarte, o singură literă diferă. Apoi al treilea val cultural, Bollywood-ul, India. Adică vorbim de valuri culturale care învârt peste 2000 de miliarde de euro, Bollywood-ul, Hollywood-ul, și un val cultural în Coreea de Sud, care l-au pornit în 90, adică 33 de ani. Spune puțin despre asta, pentru că e foarte interesant, pentru românii trebuie să afle cum prin cultură poate să renască o țară. Da, exact. E foarte importantă povestea, deci, cu Coreea de Sud. Deci în 1990 Coreea era un fel de Românie. Erau săraci. Vai de capul lor. Dar a venit un individ vizionar și care a spus, țara noastră va renaște economic prin cultură. Ceea ce este un nonsens când auzi expresia. Pentru că economic, banii, da. Ce legătură să aibă la prima vedere astăzi? Întreabă tu 100 de români pe stradă, economia cu cultura. Exact, nu știu. Noi știm în România, cultura a fost o cenușăreasă din totdeauna, cea mai subfinanțată ramură a sistemului. Omul trebuie să mănânce, să trăiască, n-are timp. Evident. Și atunci nu prea înțelegi. Dar poate explicăm fenomenul un pic mai ușor. Ei bine, Coreea ce a zis? Nu, ne dezvoltăm prin cultură. Asta înseamnă că prima decizie care o luăm, desfințăm Ministerul Culturii. Pe cum desfințăm Ministerul Culturii? Păi era un minister subfinanțat. A doua decizie, după ce desfințăm Ministerul Culturii subfinanțat, integrăm cultura ca azimut principal în toate ministerele economice. Ministerul Transporturilor, Agriculturii, Ministerul de Externe. Adică? Ce înseamnă integrarea culturii în Ministerul de Externe? Păi înseamnă că ultimul spion are nume de erou corean. Ultimul spion? Păi ultimul spion, că doar ce înseamnă Ministerul de Externe. Da, păi, da, clar, un sistem care gestionează relațiile externe, care se face cu ajutorul serviciilor externe. Că Serviciul de Informații Externe al, nu știu cum se cheamă, al Coreei de Sud, ultimul spion, ultima unitate militară, are nume de erou corean. Că la Ministerul Transporturilor ultimul vagon, ultima locomotivă, ultimul tren sau ultimul autobuz are nume de erou corean. Că la Ministerul Agriculturii tot ce înseamnă produs alimentar poartă numele unui erou corean. Sau din cultura lor. Din cultura lor. Deci până la urmă azimutul principal pentru toate sectoarele economice devine cultura. Și o să zici, și ce dacă faci treaba asta? Primul lucru care l-au câștigat, i-a redat demnitatea individului. El a fost, sine. I-a fost ridicat respectul de sine la înălțimea strămoșului lui. Consecință. Valul cultural corean, în 33 de ani, are cea mai mare dinamică din lume din punct de vedere economic. Cu Japonia și China. Cu peste 100 de miliarde de euro, cifra de afacere anuală, dar este cel mai dinamic la nivel mondial. Bate Japonia, bate China ca și val cultural. Da, da, da. O țărișoară mică. Doi. Din punct de vedere al culturii, filmele coreene ajung astăzi să creeze disensiuni diplomatice în China și în Japonia, dușmanilor istorici, pentru că japonezul preferă să se uite la filme coreene
adică la dușmanul lor care în istorie, pe care l-au căsăpit în istorie, astăzi se uită la varianta istorică și culturală prin care vede coreanul strămoșul lui. Și noi ce trebuie să facem, Avram, România? Cum putem să aplicăm acest sistem? Să facem exact ce au făcut ei, exact ce au făcut Coreea de Sud. Coreea de Sud are un val cultural format din 5 piloni. Mâncare tradițională țărănească, pilonul numărul 1. Gospodăria țărănească coreană, numărul 2. Limba țărănească, aia de la țară și nu aia urbană. Muzica țărănească, pilonul 4. Și apoi cultura în general. Și asta cum o expun, să zic asta așa? O expun prin toate tehnologiile moderne, pe rețele sociale. Deci au penetrat tot ce înseamnă rețea socială, pur și simplu. Dar au plecat de la ce? De la elementele bazice ale vieții, pentru că cultura, când vorbești de cultură, trebuie să te gândești la acel act pe care tu îl repeți de 3 ori pe zi măcar. Și asta nu, tu nu îmbraci zilnic straie populare. Bine, nu. Dar mănânci de 3 ori pe zi. Deci primul element de renaștere economică a unei țări este gastronomia acelei țări, care e un act de cultură, gastronomia, prin care te identifici. Este un act de diplomație, pentru că astăzi, de exemplu, Franța, care e campioana Europei în gastronomie, a dus povestea gastronomică la nivel de gastrodiplomație. Așa e, da. Plecând de la celebrele banchete regale ale lui regelui Soare, Ludovic al XIV-lea, în care banchetul era un act politic prin care îți arătai forța în negocieri. Că după ce mâncai, începea negocierea. Astăzi, orice președinte francez, că îl cheamă Macronul ăsta neomarxist sau alții, principala lui armă de negociere politică este gastrodiplomația. După un banchet regal la Palatul Élysée, poți începe orice negociere cu cine vrei, după fastul de acolo. Clar. Și atunci, practic, cultura începe prin gastronomie să se exprime și apoi prin alte elemente ce scoți din gură. Și produsele tale din țara ta trebuie promovate. Mâncarea și vinul tău, ca să fim mai concreți, exact. La Élysée, bătălia majoră se dă pe brânzeturile franțuzești și pe vinurile franțuzești. Sunt elementele centrale de gastrodiplomație. Uite, cei care văd această emisiune, cei care au putere de decizie, să asculte cu atenție ce spui, Avram, pentru că, uite, putem salva România prin cultură. Este ceea ce încerc eu acum, după ce am reușit în dosarul de transumanță, care l-am negociat întâmplător cu Franța, cu Spania, cu alte țări din Europa. Acum când nu mai sunt în minister, lucrez cu o echipă de a împinge la UNESCO dosarul mâncării oierului român. Perfect. Și aici avem de negociat cu o singură țară. În dosarul de transumanță am negociat cu 9 țări. Suntem 10 țări acolo. Aici avem de negociat doar cu Franța. Și am negociat odată cu Ministerul Culturii subiectul ăsta încât să reușim ca mâncarea oierului român, care se leagă de dosarul de transumanță, să ne permită să redeschidem dosarul UNESCO de transumanță împreună cu, pardon, de mâncare cu Franța și să putem introduce și hrana noastră, ca apoi să putem construi elemente politice de diplomație prin gastronomie. Și o strategie, pentru că trebuie și proiect de țară. O strategie culturală în care gastronomia noastră să fie unul dintre pilonii culturali majori de renaștere economică a acestei țări. Avram, superb. Mai avem câteva minute și vreau ca această emisiune să fie prima emisiune dintr-un lanț de emisiuni pe care să le facem împreună, pentru că e fascinant și lasă ne gândim toți la renașterea României. Câteva cuvinte de final, te rog. Un mesaj de acolo e camera pentru românii frumoși din Cluj, din Sălaj și românii din toată lumea, pentru că emisiunea asta merge până în Statele Unite, până în Anglia, Franța, peste tot. Dragi prieteni, dragi români, anii care vin sunt ani în care provocări majore la nivelul Europei ne vor obliga să ne asumăm propria identitate dacă vrem să mai avem o țară, o națiune. Poate sunt cuvinte mari, dar provocările sunt multiple. Provocări de natură tehnologică, ideologică. Vom rezista ca țară dacă ne vom asuma propria identitate românească din punct de vedere istoric, social și cultural. Vei fi respectat într-o țară precum Franța sau în Germania dacă tu vei fi mândru de tine, știi cine ești
Pe cine reprezinți, ce strămoși ai, încât să nu-ți fie rușine să stai la masă, să negociezi demn, să nu mai negociem în genunchi. Până nu ne vom recâștiga demnitatea, și asta o facem prin a ne recâștiga respectul față de noi, stima de sine, nu vom putea fi tratați cu respect de către partenerii francezi, germani. Eu conduc un master de limba franceză și am văzut că în relațiile mele cu Franța putem să discutăm de la egal la egal, doar în momentul în care știi cine ești, îți asumi propria identitate și o aperi cu toate argumentele de rigoare. Avram, a fost o onoare să te avem la Povești și vreau să ne vedem din nou, pentru că ai foarte multe lucruri să ne spui. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu, Conelu. Oameni buni, respect și ne vedem în curând.